programul demarează în câteva zile. Astăzi a fost deja publicat în monitorul oficial ghidul pentru finanțarea acestui program. Tot astăzi i-am solicitat președintelui administrației Fondului pentru Mediu să semneze decizia prin care acest program începe efectiv. În foarte scurt timp și de îndată ce toți comercianții se vor înregistra și se vor valida în acest program, românii pot să beneficieze de această finanțare. Populația va putea să facă efectiv cumpărături prin programul Rabla pentru electrocasnice, începând cu data de 15 decembrie a acestui an. Practic, fiecare român poate beneficia de achiziționarea a 9 categorii de produse. Există și niște elemente de noutate în acest program și ne-am gândit că suprapunerea cu sărbătorile de iarnă ar putea să aducă un plus de valoare și un plus de eficiență pentru acest program. Avem un buget total de 40 de milioane de lei. Este un buget consistent, este dublul față de bugetul pe care l-am alocat atunci când a demarat acest program în anul 2018 și noi estimăm că peste 100.000 de români vor putea să beneficieze de acest program. Finanțăm maxim 50% din valoarea unui echipament și bănuiesc că toată lumea vrea să știe ce echipamente finanțăm în mod concret. Aici avem o noutate, faptul că am introdus față de anii trecuți 4 categorii noi de produse, respectiv aspiratoare, uscătoare de rufe și marele element de noutate este că în acest an vom veni în sprijinul românilor care sunt la domiciliu, muncesc la domiciliu sau în sprijinul copiilor care beneficiază de școală online și vom finanța tablete și laptopuri pentru ca să ne asigurăm că și noi, cei de la Ministerul Mediului, contribuim pe lângă ceea ce facem prin diminuarea facturilor de curent electric, contribuim și la digitalizarea și eficientizarea modului în care copiii noștri învață. Cât privește valoarea fiecărui voucher, avem propusă suma de 500 de lei pentru laptopuri, 400 de lei pentru mașinile de spălat vase, aparate de aer condiționat, inclusiv cele portabile, frigidere sau combine frigorifice, televizoarele și uscătoarele de rufe, de asemenea, vor beneficia de 400 de lei, 300 de lei va fi valoarea voucherului pentru mașina de spălat rufe. Aici am crescut cu 30% față de anii anteriori valoarea acestui voucher. Și de asemenea, tot 300 de lei va fi valoarea voucherului pentru achiziționarea unei tablete. Totodată, pentru achiziționarea de aspiratoare, oferim un voucher de 200 de lei. Este important să știm că aceste vouchere vor fi emise în mod electronic. Modalitatea de obținere a acestora va fi una foarte simplă. Practic fiecare român va intra pe site-ul Fondului pentru Mediu, pe afm.ro, unde nu trebuie să introducă decât datele personale și categoria de echipament pentru care dorește să beneficieze de voucher. Se va emite un voucher electronic care va putea fi utilizat atât fizic în magazinul unui comerciant, cât și electronic pe site-ul comercianților într-un termen de maxim 15 zile. Dacă nu va fi folosit, suma respectivă va putea fi pusă la dispoziția altui beneficiar care va dori să se înscrie în program în măsura în care vor exista încă fonduri suficiente. Condiția, ca și în anii trecuți, este să ducem fie la magazinul fizic,
fie să predăm curierului la achiziționarea unui produs nou, să dăm un electrocasnic vechi din aceeași categorie. Aici avem și două excepții. La uscătoare de rufe nu este neapărat nevoie să predea exact un uscător de rufe, poate să predea și un alt electrocasnic similar. La fel cum și la mașinile de spălat vase se pot preda și alte tipuri de electrocasnice, și aș mai adăuga că în cazul laptopurilor și tabletelor ne dorim să scoatem din funcțiune calculatoarele vechi și acolo va trebui să predea un calculator vechi. Aș mai adăuga faptul că fiecare român poate să beneficieze de una sau de mai multe vouchere, de unul sau de mai multe vouchere din fiecare categorie. Practic, având 9 categorii, pot obține 9 vouchere diferite. Față de anii trecuți, când procesarea dosarelor de finanțare se făcea exclusiv manual și îmi povesteau colegii din AFM că uneori a durat mai mult de 2 luni de zile să proceseze manual toate voucherele pe care românii le-au folosit în vederea cumpărării de echipamente noi. Anul acesta, spunând încă o dată cât de necesară este digitalizarea tuturor instituțiilor din coordonarea Ministerului Mediului, am solicitat colegilor ca întregul proces de emitere a voucherelor, dar mai ales de validare a acestor vouchere în vederea decontării lor de către comercianți, să fie un proces digital, un proces automatizat, un proces care să se întâmple în timp real.